Suntem în plin sezon de nunți și numărul acestora a crescut după ce în ultimii 2 ani astfel de petreceri au avut restricții din cauza pandemiei. Acum, singura dilemă care rămâne pentru nuntași este cât să fie de darnici cu mirii. Românii sunt cei mai generoși când vine vorba despre darul pentru cuplul proaspăt căsătorit. Scoate din buzunar mai mulți bani, chiar și decât nemții, americanii și japonezii. Conform Digi24, românii lasă mirilor între 100 și 500 de euro de persoană, adică o sumă mai mare dacă sunt foarte apropiați sau chiar rude și ceva mai puțin dacă sunt, de exemplu, colegi de muncă. Darul acoperă în primul rând costurile cu meniul și divertismentul din timpul petrecerii, rămân însă și bani pe care cuplul îi poate folosi după bunul plac. Și japonezii sunt cu dare de mână, lasă la nuntă între 200 și 370 de euro, prietenii oferă de obicei cel mai puțin, iar șefii mirilor cel mai mult. Este și o regulă în privința darului din Japonia. Suma dată trebuie să fie neapărat un număr par. Germanii și americanii nu sunt la fel de darnici. În Germania, colegii sau simplele cunoștințe lasă și 30 de euro mirilor, în timp ce familia, domnișoarele de onoare și cavalerii oferă în jur de 100 de euro. În Statele Unite ale Americii, valoarea darului este între 95 și 118 euro. De asemenea, polonezii, irlandezii și spaniolii oferă cel puțin 50 de euro de persoană, iar suma maximă ajunge la 200 de euro. Sunt și țări în care banii din plic sunt înlocuiți cu alte daruri. De exemplu, în Suedia sunt preferate cadourile pentru luna de miere, cum ar fi un voucher de călătorie, o cazare la hotelul preferat sau alte servicii turistice. În Marea Britanie, mirii fac o listă de cadouri dorite pe care o trimit invitaților, apoi aceștia aleg din tabelă în funcție de banii pe care îi iau, darul pentru mire și mireasă. Iar în Australia, cuplul menționează în invitația de nuntă dacă dorește bani sau alte cadouri, relatează Digi24.